Unde sticla? Unde ai lăsat-o? Unde, Mara? Lasă parfumul, Doamne! Ce sticlă, mă? Cum ce sticlă? Ți-am trebuia spus... să o pui prima pe aia. S-o iei tu. Ce? Ce? Poftim? N-auzi sau ce? Mă, femeie, unde e sticla? Unde ai lăsat-o? Păi și ți-am zis! Noroc cu mine! Noroc cu mine, Raule! Să mor eu dacă îți înțeleg fixurile astea. Hai, lasă-mă. Știu cum n-ai acceptat fata asta să vină la tine, mă. O să fie bine, sigur. Bă, eu nu vreau să fiu... Dai și tu grijă. Ești sigur că... Că ce? E. Da, mă, las-o așa. Ți-am spus, aștept de prea mult timp momentul ăsta. Păi tocmai la asta mă refer și eu, frumosule. E ce trebuie. Mm. Ce? Iar începi? Nu, dar n-am încredere în astea. În astea? Da, iartă-mă pe mine dacă nu-mi place că vă măscăriți toată ziua pe-n facultate aia. Ți-o păiți ca niște fraieri dintr-o parte într-alta și bani? Potolește-te, mă! Apropo, pleci, da? Nu-mi stai pe aici și încep și cu ea. Nu, frate, dar dacă n-am încredere... Oricum tu știi că ești cea mai tare. Nu am încredere în actori. Punct. Viitori actori. Acum studenți. Bă, sper să fie ok. Pe bune. Ai de gând să o stingi? Te rog, pe bune? Ok, scuze. Nu te vezi cu Dana? Ba da, am mai târziu puțin. Na, păi nu știu cum faci, dar... Da, mă, da, ho, plec. Vii și tu peste 3-4 ore, da? Ceva de genul. Mara, ai auzit? Da. Te-a sunat aia de la casting? Nu, aștept. Iese sigur. Ce să zic? Ar cam trebui. Vezi că am ochii din sertar. Bine. Ai grijă, da? Da, mama. Vii mai târziu, da? Alo, da, Livia. Ai ajuns? Deschid acum. Bună, Raul. Ți-e un pic? Da. Mersi. Frumos. Da, m-am pregătit. Și? Ce ți-a zis Cristi azi? Păi nu-l mai fac pe Richard. I-a dat personajul lui Teo. Mie mi-a dat Desdemona. Păi da, tu meriți. Dar nu știu cum consideră el așa în general de dă personajele astea așa iurea. Da, cam greșește el, e adevărat. Adică, Livia, Teo, pe bune. Dar nu-ți mai bate capul. Așa face el. Tu pe cine ai în următor? Pe Stroie. E nebun omul, dar știe bine. De ce râzi? A venit odată la noi la clasă și s-a luat în gură cu Cristea. Nu cred.
Da. I-a zis să se ducă la masa în Ceahlău sau unde a făcut el facultatea, că la noi nu merge așa. Mamă, ce țăran. Băi, știu că mare explozii din astea, dar chiar așa? E, după aia s-au luat la bârfe. Deci noi ne uitam la ei și așteptam să înceapă repetiția și ei vorbeau de nașpa pe decan. Odată a primit Stroia un telefon de la cineva, nu știu exact cine, și până și-a dat seama că suntem și noi acolo în clasă, băi, a înjurat, știi cum? Comenta de Horea, proful de dans, că e prost că își trimite elevii la sudură în loc să le dea ceva pe contemporan. Deci numai din astea. Livia, sincer, eu m-am cam săturat de ăștia. Adică stau și mă uit la ei câteodată și-mi vine să-i bat. Da, n-ai ce face. Ce să zic? Vin? Da, puțin. Mexicano. Da. Și cum îți merge ție? Castinguri, chestii? M-a sunat Lucreția. Fac ăștia la TV un serial de comedie și au nevoie de câteva tipe. De comedie. Da, înțelegi tu. În fine, acum aștept. E și Flavia în schemă. Succes. Tu meriți. Te-am văzut anul trecut în Caragiale. Da, Zița. A fost fain că m-am înțeles super bine cu Bogdan. Tu, ceva castinguri? Da, eu aștept un telefon de la o emisiune. E ceva mic, dar plătesc bine ăștia și am nevoie de bani. Incredibil cum stăm și ne rugăm noi să jucăm. Eterna problemă. Dar nu e corect, Raul. Învăț 3 ani, fac master și după? Ce fac după? Ce facem după? E nebunia noastră. Așa ni se zice. Sunteți nebuni, nu știai? E, nu. Eu am primit ipotecă semestrul trecut și mi-a zis proful Cristea că facem o șmecherie în plus. Adică? Păi eu trebuia să mă urc pe masă. Taburetul ăla, știi, că îl folosim cu toții. Da. Na, și ăla era pe post de masă. Eu trebuia să mă urc pe el și să iau o sabie din perete, ceva de genul. Și Zoe, adică Georgiana, o știi, ea trebuia să mă oprească. Eu ci că mă sinucideam. Și nu te-a oprit. Nu, deci n-ar fi fost nimic asta. Dar nu știu cum a pus Cristea sabia în cuiele alea, că în timpul piesei a căzut. Noi am reacționat, știi tu, tot ce trebuie și am mers mai departe. Și acum când vine momentul să mă urc pe masă, îmi dau seama că totul s-a schimbat. Că sabia a căzut. Na. Și mă uit pe acolo, nu știu ce, în jur, și când să dau să o iau de pe jos, îmi dau seama că nu e. Da, sabia nu e. Și mă uit în jur, încep să mă panichez, îmi dau seama că mă panichez și nu e pe personaj. Și când să dau replica, aud din spate, din Heblo, o voce super groasă, frate. Cristea. Cristea. Îmi zice, sabia e aici. Băi, Livia, scoate fraierul mâna prin cortină și mi-ntinde sabia. Deci toată comisia a încremenit, îți dai seama. Doamne, ce nebun. Și cum ai rezolvat-o? Păi am luat repede sabia, am ridicat-o sus așa, știi, victorios, gen m-am dat victorios. Și mi-am dat replica și mi-am pus-o la gât. Deci, băi, Livia a fost groază, măi, toată comisia a încremenit. Băi, nu știam că e așa tâmpit Cristea. Adică am mai auzit și de la anul întâi că face rahaturi, dar chiar așa... Mi-a bulit toată piesa, efectiv. Și în rest cum ești? Bine, cât de cât. Vine sesiunea și am 4 roluri. M-au spart. Eu am 3. Păi da, tu meriți, ți-am zis. Toți merităm, Raul. Am fost ieri la teatru. De fapt, am fost la vreo 3. Mi-am depus CV-ul și aștept. Ce aștepți? Nu știu nici eu. Aștept. Noi făceam cursuri acolo la început, dar a venit 2020 și am trecut în online. N-am acceptat ușor, îți dai seama. Dar după vreme ne zic ăștia că ne suspendă orele de tot. Și cum ți se pare asta cu online-ul? Genial, cum să mi se pară? E ce trebuia. Îmi dau seama că trebuia din prima.
De fapt, aș propune să se facă și piese de teatru online. A, stai. Există deja. Da. E, și zic lui Stroie să ne vedem totuși măcar la facultate. Adică, na, teatru, actorie, jucat, chestii, știi? Și îmi zice, oricum sunteți slab și așa, vreți să vă mai și văd? Am râs noi acolo de complezență, îți dai seama, după care îi spun încă o dată să facă cumva să ne primească în sală. E bătaie de joc. Nu se poate, se distruge tot. Da, exact așa a și spus. E incredibil cum unii chiar ajung să vadă asta și nu fac nimic. Raul, ce se întâmplă? N-are rost, Livia, n-are rost. Hai să vorbim despre altceva. Dar e inadmisibil. Noi ce facem? Cum trăim? Eu zic să vedem ce-o fi. Așa zic toți. Și sunt frustrată. Mulțumesc că ai venit. Mersi și eu de invitație. Știi, voiam să fac de mult asta, dar mi-a fost teamă. De ce? Nu știu, așa sunt eu. Credeam că o să fie ciudat. Ciudat? Dar noi știm de ceva vreme. Da, păi tocmai asta m-a făcut să-ți spun. Știi, chiar mă întrebam când o să mă inviți. Serios? Da. A fost și Cristea asta. Ne-a ținut pe bune 12 ore în fiecare zi. Ne-a chemat și sâmbetele înainte de sărbători. Voia să repetăm o piesă de Kushner. Da, adaptase o piesă în două acte și normal m-a pus pe mine rol principal. În continuă? Da, păi ce să faci dacă am fost singurul băiat prezent? Ce să faci cu Iulica și cu Silviu? Ăștia se spargă la mitică, la două străzi de facultate. Da, și așa ne-a ținut fratele Cristea până la sărbători. Eu zic că ar trebui să fii mândru. Păi da, sunt mândru. Dar mă enervează când îi văd pe tâmpiții ăștia că nu-și văd interesul. Bun. Foarte bun. Da, mi-a luat ceva până l-am găsit. Așa bun e? Ce e? Au mai fost niște chestii cu Stroie. Sim, te rog. În anul întâi, prima dată ne-a zis o fată, dar noi nu am crescut-o. Ne-a zis că la o repetiție separată cu ea a pipăit-o. Poftim? Da, a dus-o la el în birou acolo, la etaj, și a zis că există o problemă cu înțelegerea textului. Raul, dar eu nu am avut niciodată probleme cu textul și nu înțelegea ce vrea să zică proful. Și a pus mâna pe picior. Livia, hai să mergem la rector. Nu, hai să schimbăm subiectul, serios. A trecut ceva de atunci, n-are rost. Ăștia chiar se cred zei în facultatea asta. E drăguț că vrei să ne aperi. Mara. Bună, Livia. Îmi pare bine. Ce faceți, frumoșilor? A naibii vreme afară. Ea e Mara. Și Mara e... Suntem colegi de apartament. Nu i-ai zis? Nu. Da. Noi locuim împreună de ceva timp.
Ne știm de acasă de la noi. Eu am venit aici la facultate mai devreme, că sunt un pic mai mare ca voi, și după aia a venit și el. Noi suntem cei mai buni prieteni. Îl iubesc, Moxiu. Nu e ceea ce pare, deloc. Ah, nu, nu. Noi chiar suntem ca niște frați. Ne știm de când eram mici. Da, hai, zi-mi despre tine. Sunt studentă la actorie. Anul 3, știu. Mi-a povestit despre tine. Ce drăguți sunteți voi. Mara noastră e mai direct, așa. Adevăr grești, Maria ta. Și tu lucrezi undeva? Nu, am lucrat. Acum sunt anul 3 la management. Noi ne știm de foarte mult timp, nu-ți face griji. Dar de ce tu spui asta? Că vreau să luăm chestia asta, e dubios. Se poate? Ce? A, nu, e ok. Poate nu-i place ei. Te superi? Vezi, nu se supără. Nu-i dragă nimic dubios. Mă refer la relația asta noastră. Frumoasă mea. Eu cu Livia vorbeam despre facultate. A, facultatea. Vă omoară, nu? Nu chiar. Ne dorim asta. A, vezi? Știm că urmează ceva. Ce? Vrea fata asta să zică mai multe. Hai, zi. Păi, e greu în perioada asta. Ne dorim lucruri și parcă nu se întâmplă nimic. Și ce ar trebui să se întâmple? Roluri, castinguri, nu? Filme. Filme. Ți-a povestit, Raul, cât de mult îi plac filmele? Băi, fată, deci m-a înnebunit, îți jur, în fiecare zi îmi povestește câte unul. Dar mie îmi place. E artistul meu. Da, au savoare lor. Cea mai mare? Da, eu sunt mai mult pe teatru. Adică asta vreau să fac. Teatrul e foarte important pentru noi. Lasă fata să vorbească. Continuă. E altceva. E viață. E vorba de cum se expun lucrurile și trăirile. Corect. Deși și filmul arată o parte mai realistă. Da, e mai fidel realității din anumite puncte de vedere. Așa e. Dar eu rămân la teatru. Acum pot să spun și eu ceva? Te rog. Bun. Calitate, realitate, de toate. Dar bani? Când? Adică, na, știu, îmi imaginez și eu ce înseamnă treaba asta. Doar îl văd pe Raul cum se spetește și muncește și scrie și se gândește la toate lucrurile astea pe care le apreciez și eu maxim. Dar finalitatea... Dacă prin asta te referi la bani... Normal. Pentru noi, arta înseamnă aproape totul. Aproape totul, draga mea, dar restul înseamnă bani. Întreținere, plăți, taxe. Știm. De aceea noi actorii suntem văzuți mai ciudat. Mai ciudat? Da. De ce? Pentru că noi trăim exact așa cum spui tu. În cea mai mare parte ne gândim la creație, la cum să arătăm lumii ce gândim, la ce ne dorim noi pentru umanitate. Da, știu, Raul, că mi-o spui des. Dar eu acum vă întreb pe voi. Fără bani, cum e? Dar nu se rezumă totul numai la asta. Așa e, dar uite că fără bani nu poți să spui lumii ce gândești. De asta există procese mai ample, finanțatori, producători și așa mai departe. Da, oameni care au altă pregătire, oameni care chiar văd lumea altfel. Și o văd în așa fel încât pot să vă dea vouă banii. Mara, dar unde sunt oamenii ăștia? Ok, altă facultate, altă pregătire, dar unde sunt? Noi chiar despre asta vorbeam înainte să vii. Asta e problema, că nu-i găsim. Bă, eu zic că și arta e bună, fără discuții. Dar nu vă mai mirați atâta că lumea vă vede altfel. Sincer. Știm. Conștientizăm asta. Dar noi totuși am vrea să fie altfel. Mara, ție-ți place arta și o susții cât de cât moral, corect? Da. Doar locuim împreună. Dar nu ai băga bani într-un film, de exemplu? Nu. Chiar nu. Păi și când vii seara obosită și nu mai ai chef de nimic, ce faci? Păi îți zic eu ce faci. Te duci în baie, îți arunci hainele, te bălăcești în cadă și începi să-ți admiri pielea. Care ce să vezi? E mai aspră decât ieri. De ce e mai aspră? Din cauza stresului de la munca de azi. Și subit îți vine un gând. Parcă ai vedea un film. Hă? Parcă ar merge. Dacă nu e un film, o emisiune, un show, în orice caz un produs artistic. Păi cum, draga mea?
Ideea este că ar trebui mai multă susținere. Suntem lăsați la o parte. Pandemie, criză, nu sunt suficienți bani. Tot ce vine, artea e prima lovită. Aveam 4 spectacole plănuite și ce fac? Acele taxe de care vorbești tu, întreținerea. Și eu sunt din altă parte și am venit aici pentru studiu. Chirie, utilități. Da, corect. Te susțin ai tăi? Da, dar pentru cât timp? Simt și eu că trebuie să fac ceva. Trebuie să te miști, trebuie să te zbați. Și zbătutul ăsta îl faci când ai pentru ce. Problema e că mergem la castinguri, facem tot ce ne stă în putință și tot nu e de ajuns. De cele mai multe ori. Și ce faci atunci? S-a terminat. Da, am înțeles. Mai știi când am fost la unchiul Vanea de 5 ori la repetiții? În 2020 la Urban. Zeci de invitați, zeci de invitații. Și apoi a venit rahatul ăsta. Ce-au făcut frații noștri? Au închis barurile, restaurantele, rapid, hop și arta. Păi cum, mamara? A fost crunt. Este! 3 luni de zile mi-a plătit ea chiria. 3 luni! Mi-a fost și rușine să le cer banii alor mei. Am făcut livrări, apoi hai cu șoferia și tot așa. Da. Băi, eu înțeleg. Dar vin și eu și vă întreb. Cine v-a pus să alegeți frate actoria? E ca și cum eu te-aș întreba de ce ai ales managementul. Pentru că fac bani. Mara, noi am mai vorbit despre asta. Nu cred că e momentul. Băi, eu nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu cred în artă. Cred în artiști. Dar faceți, frate, bani! Faceți bani! Din nou, totul se rezumă la bani. Bă, da, din păcate în ziua de azi, da, asta e realitatea. Poți să-mi spui că nu e așa? Nu. Hm? Problema e că pare că suntem discriminați. Nu le pasă de noi. Frumoșii mei, vreți să vorbim despre discriminare? Statistic, femeile câștigă cu 32% mai puțin decât bărbații. Eu fac o facultate, termin cu note mari, ies șef de promoție și după aia umblu să-mi caut de muncă de nebună. Și nu-mi spune nimeni de unde să mă apuc sau ce să fac. Da, arta e la pământ, e clar. Dar gândiți-vă că așa e cam peste tot. Da. Dar mă uit așa la voi și îmi dau seama că voi chiar vă potriviți. Jur, vă potriviți maxim. Amândoi artiști, amândoi porniți pe treaba asta. De ce nu scrieți un scenariu despre asta? Clar vă potriviți. Știți ce vreți să spuneți? Putem. Mulți au gândit. Dar de unde bani? Sunteți bine. Mi-e clar acum. Dar eu mai cunosc niște cupluri de actori. Și vă spun ce o să se întâmple. O să așteptați telefoanele alea prin care sunteți sau nu acceptați în diferite roluri. Și când unul o să ia și celălalt nu, o să vă supărați. Adică nu pe față, dar celălalt o să se supere. Nu e așa. Ascultă-mă, celălalt o să se supere. Și știți ce urmează după asta? Tensiune. Multă tensiune. Începe între voi o competiție din aia cruntă și, deși o să încercați să o ascundeți la început, nu o să vă iasă. Adică, mă rog, asta merge un timp, dar nu la nesfârșit. E, și după ăla ofticat, sare în sus, explodează și mai departe vă dați și voi seama. Dar, de potrivit, vă potriviți. Asta e clar. Da. Interesantă, Mara. Livia, noi ne știm de foarte, foarte mult timp. Nu-ți face griji. Cum așa? Îi plac fetele. Oh. Ce tare. Scuze.
trebuie să răspund. Alo? Da, eu sunt. Da? Vă mulțumesc mult. Ok. Bine, de pe 23. Da, vin îmbrăcată, cum ați spus. Bine. Bine, mulțumesc mult. O seară bună. Îmi pare rău. Există lucruri mai importante decât un casting.